De la începutul lunii iunie, Spitalul Municipal Mediaș va pune în funcțiune computerul tomograf și aparatul de radiologie mobilă. Acestea au fost achiziționate în cadrul unui proiect derulat cu sprijinul companiei RomGaz și al primăriei municipiului Mediaș. Valoarea aparaturii medicale performante se ridică la 2,5 milioane de lei. Vineri a avut loc recepția finală acesteia la care au participat conducerea companiei RomGaz, dar și cea a primăriei Mediaș. Mă bucur să văd că efortul financiar prin conceptul de responsabilitate socială al RomGaz s-a materializat eficient în investițiile Spitalului Mediaș. RomGaz va rămâne alături de Spitalul Municipal Mediaș și de alte spitale din zonă, partea conceptului de responsabilitate socială, având în vedere nevoia de dezvoltare sustenabilă și durabilă a societății și comunității. Deci ați sprijinit și veți continua să sprijiniți spitalul și nu doar spitalul. Cu certitudine, orice cerere de sponsorizare venită din partea Spitalului Mediaș va fi analizată cu grijă în raport cu politica de sponsorizare care este aplicată la nivelul companiei RomGaz. Așa cum se poate observa, parteneriatul care există între Primăria Mediaș și compania RomGaz este extrem de util pentru Mediaș și pentru medieșeni. Am văzut astăzi investiții importante care s-au realizat la Spitalul Municipal Mediaș. Eu nu pot decât să mă bucur că putem să observăm aceste lucrări extrem de utile. Îmi doresc ca în continuare acest parteneriat să existe și profit de ocazie pentru a mulțumi directorului general, Consiliului de Administrație și tuturor celor care susțin Spitalul Municipal Mediaș. În zilele următoare, personalul medical va participa la un training, iar de la 1 iunie computerul tomograf va fi pus în funcțiune. Mă bucur că astăzi am avut ocazia să participăm la recepția finală a aparatului de computer tomograf și a aparatului de radiologie mobilă. Săptămâna viitoare urmează ca producătorul să facă un training cu personalul de pe secția de radiologie, în așa fel încât de la 1 iunie explorările funcționale cu această aparatură nouă să poată începe într-un ritm normal. Mă bucur că am avut ocazia ca acest proiect desfășurat împreună cu sprijinul companiei RomGaz și a primăriei și Consiliului Local Mediaș a prins contur, arătând că acest parteneriat între compania RomGaz și primărie este unul de succes și care nouă ne-au ajutat în realizarea unor proiecte. Și m-am bucurat că alături de noi au fost astăzi domnul primar Gheorghe Roman și domnul director general al companiei RomGaz, Aristetol Jude. Încă o dată sper că prin ceea ce am arătat astăzi că se poate realiza, vom avea în continuare sprijin pentru realizarea altor proiecte de investiții. Săptămâna aceasta au fost finalizate lucrările la 3 saloane ale secției de neurologie. Acestea au fost complet reabilitate la cele mai înalte standarde, cu fonduri de la bugetul local. Valoarea investiției se ridică la 300.000 de lei. Ne-am bucurat de sprijinul primăriei, de sprijinul domnului primar Gheorghe Roman, în reabilitarea a 3 dintre saloane, care în momentul de față sunt la standarde europene, cum ați văzut și vor vedea și telespectatorii dumneavoastră în imagini. Fiecare pat e dotat cu o rampă de oxigen, cu alarmare și supraveghere video permanentă, tocmai pentru ca bolnavii să beneficieze de cele mai bune condiții, atât în ceea ce privește condițiile de cazare, cât și cele mai bune condiții în realizarea actului medical de către personalul autorizat.